Nu mă întrebați de ce am făcut intro ăsta atât de stupid, dar nu știu de ce așa mi-a venit chef. Salutare toată lumea, numele meu este Răzvan și bine m-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi, eu nu știu cum să numesc eu ăsta, acest episod se va numi Ce mi-am luat eu și o să vă arăt în următoarele clipe. Hai să vedem. Deci, în prima vedem aici forță. Champion, logo, așa. Hai să vedem ce-o fi. Ok, deci acum vreau eu să scot chestiile astea aici. În primul rând sunt niște pantaloni de la Champion. Uitați aici. Champion, original, nu e fake nimic. Ok, mai departe cu panoracul ăsta. Tot de la Champion, original. Deci, nu e fake nimic. De fapt, fai de capul meu. Știi, erau pantalone și era de dinainte, era hanor acum, bine. Deci, acum vreau să fac magie. O să facem așa și o să apară îmbrăcat. Wow! Bro! Încep să devin magic și nu știu eu. What the fuck? În fine, după ce m-am calmat și eu, vreau acum să vă arăt cum îmi stă. Deci, cam așa vine hanoracul, are doar și el champion, este restul al blomaren, are niște dungi aici, la mână și pe spate, nimic grozav. Ok, trecem la pantaloni. Pantalonii nu prea am cum să vă arăt, așa că vă arăt doar asta. Doar asta are, rest totul blomaren, nimic special. Deci, la asta am văzut totul, dar doar că afară de asta de la Champion. Eu mi-am mai luat și niște Adidas de la New Balance. Vedeți acum. Și apropo, am uitat să specific. Pe acest set am dat 146 de lei. Nu știu dacă se vede, dar scrie aici. Și da, 23 pentru sat, ceva cu TVA tot. Dat pe produsul ăsta 123 de lei și mă pune și ăștia să dau, what the fuck e asta? Pe bune, dau 23 de lei, hai mă, două naibii, dar o să vedeți acum. Și apropo, am vrut să-mi iau ceva de la Champion pentru că acum un an, bine, încă-l mai port, pentru că e destul de mare și acum aveam un hanorac de la Champion, dar doar că scris mic aici, în fine, nu contează, era mai deschis la culoare și am zis să-mi iau un articol două articole, hanorac și bluză, pentru că nu mi-a mai luat de mult, doar un hanorac acum un an și am trei articole în total, o să mai luăm, dar până atunci vedem. Iar acestea sunt, bine, asta e cutia Adidasilor New Balance. Este special să vă arăt eu. Așa. Este făcut în UK, scrie aici, adică Anglia. Sau undeva prin Marea Britanie. În fine, acum o să vedem. Wow, wow, wow! Bro! Să vedem ce e aici, bro! Foc! A apărut un Adidas. Doamne ajută! În fine, acesta este... Bine, unul dintre ei. Nu știu dacă vă place, dar mie mi-a plăcut foarte mult. De-aia l-am și luat, că... Na. Are și niște roșu, are talpa vișinie și aici Balance. New Balance 500. Nu știu dacă se vede. Hai că a focalizat. Stați puțin. Bun. A focalizat. Hai să arătăm și pe celălalt. Nu știu dacă era neapărat mare nevoie. Asta e celălalt, dar doar că... Na, nu știu dacă era foarte mare nevoie să... vă arăt, pentru că e aceeași chestie. Nu e diferență. Doar că... e curbat în partea asta, că n-ai stângul. Hai să-i și probăm, să vedem acum dacă sunt forțe sau nu.
Ok, și cam așa stăm în Adidas. Nu vă las deloc că oricum nu vă da bine, dar doar să vă arăt. După cum am zis, nu mai are rost să vă arăt pe amândoi, pentru că este aceeași chestie. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like. Pardon. Un subscribe, un share ca să vă dați și prietenii voștri acest videoclip în caz că vor să vadă și Jumbalan sau Champions sau orice, în fine. Eu v-am lăsat cu acest episod. Apropo, follow pe Instagram, păi nu se poate fără follow pe Instagram. Deci, vă spun contul meu în descriere, noi ne vom da data viitoare. Pa, pa! Păi, de capul meu, deja am închis filmare, în fine, am pornit la nou. Uitați să vă spun cât costă New Balance și că, na, o să mă întrebați sigur în comentarii. Și aveți aici costul. După cum vedeți, 202,30 de bani. Aici, Various Brands, de la Various Brands, i-am luat. Ca să știți unde să vă duceți. La Fashion House Militari, mai exact. Dacă știți unde e Kika, știți sigur și unde e Fashion House. Și Champion norile la fel, tot de la Fashion House, nu de la același magazin, de la magazin Champion Champion. Ăștia la... Na, nu era magazin specific New Balance, deci în fine, pa, tuturor.